sfatul de drum bun vă este oferit de BT Leasing, partener al Napoca Rally Academy. Și ca de obicei, la această oră, suntem alături de Bogdan Marișca, pilot și instructor de conducere defensivă în cadrul Napoca Rally Academy, prin Skype. Bună seara, Bogdan, bine ai revenit alături de noi și video, nu numai audio. Bună seara, Radu, salutare tuturor, mă bucur că ne reauzim și ne și revedem. Sigur, Bogdan, avem sfatul de drum bun, însă astăzi nu avem vești prea bune pentru cei care ne ascultă, pentru că o să studiem împreună datele arătate de cel mai recent raport al Poliției Române. Vom vedea cum mai stăm la statistică. Avem mai multe, mai puține accidente grave și care sunt principalele 10 cauze de producere a accidentelor. Știu că ai studiat acest raport și e destul de interesant pentru că, deși avem mai puține accidente grave, avem mai multe victime, din păcate. Da, din păcate, statistica aceasta evident că nu ajută pe noi, cei care suntem prezenți în această țară, pentru că practic ne arată, încă o dată, dacă era nevoie, la riscul la care noi ne expunem cu toții când vorbim despre traficul rutier. Și așa cum spuneai tu, statistica 2021, să spunem, este mai optimistă, sau mă rog, mai pozitivă din perspectiva numărului de accidente rutiere grave, dar aici se oprește partea pozitivă a acestor vești, pentru că avem mai multe accidente cu deces, cu morți. Poate de înțeles, pentru că 2020 a fost un an atipic, știut fiind că am avut luni bune în care am condus mai puțin, pentru că au fost restricțiile. Ar trebui să punctăm un lucru pe care noi l-am mai spus de câteva ori, faptul că interacțiunea între mașină și pieton este una dintre principale surse de accidente grave, adică este, din punctul nostru de vedere, cea mai prezentă cauză de mortalitate pe șosele din România. Chiar dacă sunt mai multe capitole aici, este momentul acela când greșește pietonul și traversează neregulamentar. Avem neatenția și neacordarea priorității pentru pieton de către șoferi și mai avem și pieton pe partea carosabilă. Atunci când ai un trotuar și circul pe acostamentul drumului sau pe marginea drumului și e surprins de câte o mașină. Care circulă și ea pe acostamentul drumului, dacă ar fi să ne gândim la celebrul drum European 95, exact. Da. Nu deschidem pe asta cu cheia pantre. Da. Deci aici azi nu vorbim pentru că... Am auzit cuvântul magic, acostament, știi? E85 va fi o permanentă sursă de accidente mortale. Pentru că este o anomalie de drum, viteza de plasare este foarte mare, nu se respectă regulile de circulație și din melanjul ăsta de lipsă de respectare de regulile de circulație și construcția iurea a napodalului drum, avem aceste statistici. În schimb, pentru că am vorbit de pieton și de mașini, în total, cele trei cauze, traversare neregulamentară, neacordare de prioritate către pieton și circulația pe acostament, generează un număr de peste 500 de accidente mortale și aproape 1000 de răniți grav. Și aici trebuie să înțelegem că din această luptă inegală între mașină și pieton, întotdeauna va plăti pietonul un preț mic, mediu sau prețul cel mai mare cu putință. Așa este, da. Se este în aviz amatorilor atât din perspectiva șoferilor, cât și din perspectiva pietonilor, pentru că am două categorii de participanți la trafic, dacă vreți, și șoferul și pietonul poate să facă mai mult din acest punct de vedere. Niște reguli elementare pentru pieton: când te apropie de trece pieton, te oprești, te asiguri în stânga și în dreapta, mai mult că vine sezonul rece. Te asiguri că mașina care vine este capabilă, te vede șoferul respectiv și este capabilă să oprească. Va veni perioada aderențelor scăzute, polei, mâzgă, gheață, așa degeaba te uiți și vezi că șoferul te vede dacă nu este capabil să oprească până la tine. Chiar dacă tu ai dreptate și poți să traversezi. Din păcate, uitându-mă spre aceste date, văd că România se menține pe primul loc în Uniunea Europeană la numărul de decese din accidente rutiere. Suntem în continuare în top și nu în top, chiar pe prima poziție, nu în top 3. Însă, nici nu va scădea, pentru că nu facem nimic consistent din acest punct de vedere. Și aș vrea să mergem acum către principalele cauze de producere a accidentelor rutiere grave. Nu-mi place deloc expresia asta cu viteza neadaptată la condițiile de drum, însă este pe locul întâi. Da, dar asta este foarte generică. Pentru că puteai să mergi foarte tare, pentru că te-a surprins un viraj, pentru că te-a surprins un marcaj neconform și ai greșit. Asta e o poveste foarte generică, așa, foarte relativă, dar
Asta este principala cauză, conform statisticilor Poliției Române. Avem 281 de morți în această cauză și 650, peste 650 de răniți grav. Și apoi, atenție, pietoni, sunteți pe locul 2. Sau suntem pe locul 2 atunci când suntem în calitate de pietoni. Traversarea neregulamentară a străzii. Păi, următoarele sunt interacțiunea între mașini și participanții vulnerabili la trafic. Pe locul 2, traversarea neregulamentară a pietonilor. Pe locul 3, neacordare de prioritate pietonilor de către mașini. Pe locul 4, greșeala bicicliștilor, abaterea bicicliștilor. Da? Pe locul 5, neacordare de prioritate vehicule. După care, pe locul 6, pieton pe partea carosabilă. Deci, 4 din primele 6, interacțiunea între mașina și acei participanți vulnerabili la trafic. Ăsta este un război total inegal. Deci, o mașină care lovește un biciclist, un pieton, un trotinetist, un scuterist, generează totdeauna un haos. Și pentru că am vorbit și de cuvântul trotinetiști, este foarte greu să îi încadrăm undeva din punct de vedere zone de deplasare. Mergeți pe trotuar. Nu, că acolo stânjenim pietonii. Nu, mergeți pe partea carosabilă, pe șosea. Nu e ok că acolo sunteți voi vulnerabili dacă vă lovește o mașină. Ca atare, parizienii, pentru că au avut iară săptămâna trecută niște accidente, două accidente mortale cu trotinetiști, iau în calcul să interzică prezența trotinetelor electrice în Paris. Pentru că nu știu cum să le reglementeze în așa fel încât să fie un mijloc de deplasare, dar nu unul riscant. În esență, noi tot punctăm niște lucruri pe care toată lumea le știe, dar cumva ne facem că nu ținem cont de ele sau nu, că nu ni se poate întâmpla chiar nouă. Se poate întâmpla oricui și trebuie să ținem cont de această interacțiune între mașini și pieton, pentru că, iată, statistica ne arată încă o dată că este o sursă principală sau principala sursă de accidente mortale dacă le adunăm pe toate cele trei cauze. Atenție mare și la interacțiunea dintre mașină și mașină, pentru că mă uit pe locul 8, nerespectarea distanței între vehicule. 203 accidente anul trecut, 72 de morți. Atenție mare la acea distanță dintre vehicule. Exact, distanța de siguranță între mașina ta și cea din față. Sau invers, cum poți să controlezi tu la volan fiind distanța față de mașina din spatele tău? Simplu, tu trebuie să mărești distanța între tine și mașina din față în așa fel încât dacă e să frânezi, să nu frânezi brusc, să arunci pe cel din spatele tău care este prea aproape de tine, că tu vei opri mașina în așa fel încât să nu te lovească, că uite, avem 72 de morți și 153 de răniți grav dintr-o astfel de situație absolut hilară, aș putea spune, dacă n-ar fi tragică. Spuneam noi și cu alte ocazii, ceva nu merge bine totuși dacă ne menținem pe primul loc în Uniunea Europeană atunci când vine vorba despre decese din motive de trafic. Ceva nu merge bine. De subiectul de săptămâna trecută, de ce vorbeam, de modificări de legislație vis-a-vis de cei care conduc fără permis sau conduc băuți sau conduc sub influența substanțelor interzise, a drogurilor și fac un accident mortal. Avem conducere fără permis, 114 accidente, 44 de morți și 96 de răniți grav. Da? Băuți la volan, 54 de morți și 155 de răniți grav. Sigur că trebuie să schimbăm undeva și la nivel de legislație, dar și la nivel de conștiință civică, pentru că omul ăla nu bea singur, omul ăla nu se duce. Mi-e greu să cred că nu știe nimeni că el n-are permis să urcă și ia o mașină și merge cu o mașină. Deci undeva și anturajul, familia, trebuie să facem mai mult, pentru că finalmente trebuie cumva să ne protejăm unii pe ceilalți. Aceste statistici se referă la fiecare dintre noi. Toți cei care ne ascultă acum, noi cei care vorbim, suntem expuși acestor riscuri în egală măsură. După care evident că nu dorim să se întâmple, dar din păcate, iată, din nou România este primul loc în ceea ce înseamnă accidentele mortale în Europa. Sfatul de drum bun cu Bogdan Marișca. Mulțumesc foarte mult, Bogdan. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare. Să ne vedem cu bine, să ne reauzim cu bine. Doamne ajută! Drum cu prioritate la Europa FM.